Numărul insolvențelor crește, iar înființarea noilor firme ajunge minimul ultimilor 5 ani. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, totalul firmelor aflate în dificultate după primul semestru din 2024 a crescut la 82.000, cu peste 17.000 mai multe față de anul trecut în același interval. Este un record negativ al ultimilor 5 ani. Peste 82.000 de firme sunt în insolvență. Peste 22.000 de firme au fost dizolvate în primele 6 luni din 2024, iar potrivit unei noi analize, numărul radierilor s-a dublat. Care sunt principalele motive care au adus firmele din România la un record negativ față de ultimii 5 ani? Încercăm să aflăm în minutele următoare de la domnul Flavius Rovinaru, analist economic. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Domnule Rovinaru, așadar, de ce se închid tot mai multe firme în România? Care să fie explicația? Da, dacă stăm să ne gândim că discutăm despre un interval de 5 ani de zile, evident că pe acest interval de 5 ani de zile prindem inclusiv perioada de pandemie. Dar acum, sigur, pe noi ne preocupă ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani de zile, în ultimul an de zile, care este o perioadă mult mai apropiată de noi, când, evident, după cum ați spus și dumneavoastră, avem de a face cu o creștere spectaculoasă a numărului de firme care dispar de pe piață. Acum, sigur că aceste cauze pentru care firmele dispar sunt multiple. Mă gândesc la faptul că trăim într-o zonă de incertitudine economică, avem puternice presiuni inflaționiste, avem o creștere a costurilor operaționale pentru aceste firme. Marea problemă pe care o văd eu aici este legată de faptul că firmele care dispar de pe piață sunt din zona IMM-urilor, din zona micului antreprenoriat. Și lucrul ăsta, sigur că nu ne ajută absolut deloc, cu atât mai mult cu cât știm că din această zonă a IMM-urilor provin taxe, provin impozite, se generează locuri de muncă în economia națională și iarăși o chestiune la care trebuie să ne gândim și care cumva ar trebui să ne preocupe mult mai mult este ce se va întâmpla de anul viitor cu aceste mici firme, în condițiile în care, vedeți și dumneavoastră, avem tot felul de semnale din zona guvernamentală care par a ne indica o modificare de fiscalitate în sensul înăspririi acestei fiscalități. Și atunci, cred că și această preocupare ar trebui ca să fie în discuțiile cotidiene vis-a-vis de mediul IMM, nu doar ceea ce s-a întâmplat în trecut.